seara asta? În seara asta am ales să port Rea Costa, rochia este Rea Costa, în rest absolut tot e din garderoba mea personală și mi se pare că atunci când am văzut rochia asta m-am îndrăgostit de ea. O aveau, o singură roche, o singură dimensiune, a mea pentru mine. Mă aștepta. Deci a fost o relație, it was meant to be. Port o rochiță creată de către o casă de modă de la noi din România. Este made to measure, casa de modă Vigo. Port o ținută Mark Off. Este foarte frumoasă, îmi place foarte tare. Este o ținută făcută în România. Port creația unui brand românesc, eu. Cristalini, tot românesc. Andreea Veneciuc, o ținută simplă, dar sexy. Mulțumesc, Andreea. Avem o ținută pe care am achiziționat-o de pe net, pentru că, ce să spun, e singura ținută meci pe care o avem și am vrut să fim îmbrăcată la fel. Ce planuri aveți pentru această vară? Eu lucrez în Fenicia Holiday Resort de 23 de ani, ceea ce voi face și anul acesta, entertainment pentru toți turiștii care ne vor călca pragul. Multe concerte, petreceri, mă bucur de fiecare moment frumos, de oamenii frumoși în jurul meu, că suntem sănătoși, că avem bucuria asta a vieții. Spune-mi ce faci de te menții atât de frumoasă. Încerc să am un echilibru. Mers în parc, sport, masaj, tot ce se poate ca să ne menținem. Nu știu, mi se pare așa că, mă repet că spun chestia asta, că nu mănânc carne de 18 ani și nu mănânc seara, nu mănânc prăjeli, dar na, mănânc și ciocolată, mănânc și înghețată, dar mă simt foarte bine așa. Foarte multă lume spune că sunt prea slabă, eu nu cred asta. Mă simt foarte ok, fac sport, sunt sănătoasă. Cred că munca ne ține în viață și cu zâmbetul pe buze, pentru că noi, de când ne știm, cel puțin eu, am fost tot timpul activă și pe Andreea o știu la fel. Nu mă întreba și tu același lucru care mă întreabă toată lumea, că n-am niciun secret. Azi noapte am terminat filmările pentru Te Cunosc de undeva la ora 1 noaptea, adică muncesc foarte mult, dar cred că să fii împăcat cu tine așa, cu sufletul tău, să fii fericit. Cred că ți-aduce un plus de frumusețe. Alimentație, sport? Încerc din toate câte puțin să le îmbin cumva. Balet, nu? Da, balet. Balet, dans, dansăm și zâmbim, încercăm să zâmbim cât mai mult. Și alimentație? Alimentație, labur. Încercăm să mâncăm sănătos. Nu stau. În principiu asta trebuie să faci, să nu stai, să mănânci mâncare bună care să-ți dea energie, nu să te pună la pământ. Dorm, recuperez, când nu dorm, recuperez orele de somn. Ce mai fac? Nu mai mănânc gluten pentru că sunt alergică și asta mi-a schimbat viața. Nu știu, iubesc